Programul zilei de 1 decembrie, organizat de către autoritățile locale din Mioveni, începe la ora 11 cu slujbă religioasă și depunere de coroane la monumentele eroilor din cartierele orașului. După aceea va urma un scurt program artistic susținut de elevii școlilor din Mioveni. La ora 13 la Centrul Cultural, primarul orașului Mioveni va sărbători pe cei care aniversează în acest an 50 de ani de la căsătorie și de asemenea îi va premia. La ora 14 va avea loc deschiderea expoziției statice de tehnică militară, care va fi amplasată pe cele două străzi din centrul orașului Mioveni, pe strada Tudor Mușatescu și Radu cel Frumos. La ora 14:30 va avea loc defilarea gărzii de onoare a garnizoanei Pitești. La ora 15 va avea loc slujba religioasă și depunerea de coroane la monumentul eroilor din centrul civic al orașului Mioveni. Vom avea la orele 15 pe platoul Casei de Cultură la Monumentul Central depunerea de coroane, unde vom avea garda, unde vom avea invitații. Sigur va fi prefectul de Argeș, președintele Consiliului Județean, domnul Niculescu, parlamentarii de Argeș și alte oficialități care doresc să fie alături de noi de Ziua Națională. Vom încheia seara la orele 18:30 cu retragerea trupelor armate din Mioveni cu torțele, este foarte frumos, iar undeva la ora 17, ca tot românul de Ziua Națională, vă invit la o fasole cu cârnăciori și la o țuică ochiul dobrin, care cred că va încălzi atmosfera pe seara. Manifestarea va constitui un prilej de întâlnire între autoritățile locale și cele județene. Aceste evenimente se suprapuneau, am reușit ca din acest an să găsim soluția împreună cu primăria Mioveni, să le decalăm pentru a putea participa și oficialități de la nivel de județ. Este salutar și de bun augur faptul că o primărie a unui oraș din județ cinstește memoria eroilor și sărbătorește cu toate regulile acest eveniment și am considerat că este corect și chiar onorant pentru orice instituție din județ, inclusiv instituția prefectului, să participe și la Mioveni la această ceremonie. Astăzi s-au făcut repetiții pentru ca Ziua Națională a României să iasă ca la carte. Astăzi facem repetiții pentru ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României de pe 1 decembrie. Fiind angrenate trei structuri diferite, Ministerul Apărării Naționale, Jandarmerie, ISU, să ne întâlnim în teatru de operații, cum spun militarii, și să punem la punct toate detaliile, să ne sincronizăm perfect, ca totul să iasă foarte bine pe data de 1 decembrie. Autoritățile locale asigură că și în acest an, ziua de 1 decembrie va fi celebrată așa cum se cuvine și că nu vor exista incidente. Premergător evenimentului care va avea loc de Ziua Națională a României, pe 30 noiembrie, în Mioveni se vor aprinde ghirlandele luminoase care decorează orașul de sărbători.